Salve, bro, dragilor, eu sunt Claudischi și bun venit pe canalul meu. Astăzi am fost leneș, o să facem o reacție, bro, dragilor. Dar nu orice fel de reacție, avem MGK666 Avian featuring NYYSEBI. Mamă, deci numele astea sunt din ce în ce mai greu de pronunțat, să știți. Dar este cool, este 4K. Avian e apa aia scumpă pe care doar bogătașii și oamenii șmecheri o beau. Dacă n-ai auzit de ea, am vești pentru tine. Din păcate n-am fost mai rapid decât Colo, dar o să fim și noi rapizi într-o bună zi ca și Colo. Colo, după cum știm, el reacționează înainte să apară piesa în sine, dar o să ajung și eu la capabilitățile lui odată și odată. Ei bine, să lăsați un like, brodărașilor, dacă mai vreți să vedeți reacții, să vă abonați și să știți că la 8:30 ne jucăm Squid Game pe Roblox aici și câștigătorul, cu abonații mă refer, și câștigătorul dintre toți abonații aia primește follow și un video personalizat cu mine și cu bunica la alegerea lui. Adică poate să ne pună, nu știu, să dansăm sau să ne prefacem că suntem cactus sau chestiile astea. La 8:30 aici pe YouTube Live. Bine, fără alte detalii de-astea nebune, haideți să începem să ascultăm Industria 6. Cred că se referă la militar, nu? Aici în București, militar este zona, cea mai bună zonă din București. Aia e, militar. Hai să începem. Reclama normal, că trebuie să facă și ei bani. Dăm un pic mai tare. Bun. Stop. Lăsăm un like. Ne abonăm. Haideți să... Nu, punem și așa all, în cazul în care, ca să știu cât mai fac reacții. E foarte bun. Lăsăm și un coment. Hai, după ce ascultăm, mai bine așa. 100.000 într-o zi aproape. Băi, e bine, cred, nu? Eu nu știu exact reperele, dar eu cred că e bine. Eu fac 5.000 într-o zi și nebun de vilă. Deci e ok. Deci e ok, dar nu, hai să nu mai comentați, e blană, lăsați-mă în pace, hai. Full screen, asta e emblema lui MG, vreau să zic AMG, nu, gen toate respectele pentru el, nu am nimic cu el, dar nu pot să pronunț, sunt eu mai nebun. Hai să începem. Ce se întâmplă? Free MGK, stai mă, stai, e la închisoare? De ce scria Free MGK? Ca sunt un pic confuz, a făcut din închisoare clipul ăsta. Tu îți dai seama ce blană am ajuns în 2021 să fii la prânaie, dar poți să faci melodii de trap? Deci în care a fost discuția între el și bodyguardul? Da, o să filmez și eu ceva acum rapid și după aceea apar și tu un clip, deci ok. Hai să auzim, gata, hai, taci. Flow, ok. Ok, se șterge de sânge, că e în militar. Umbrela e șmecheră. The OG. Avem mulți membri, câțiva chiar sunt tare scați. Din 6 dimineața, casa e plină de mascați. Ok. Membri activ pe bune, după gratii încarcerați. Și eu mi-e risc pe bune, dacă iar mă încercați. Pizdul tu vorbește, dar ne vedem pe traseu. Ești un bătrân jegos, cine te-a scos de la muzeu? Tu ia pe lună, te de Adidas-ul meu. Am bătut 3-4 fraieri și acum se vede un zeu. Wow! Nu vreau să pup un cui pe nimeni, că nu-i cunosc foarte bine. Nu e, eu nu ascult de obicei MGK666 și... Stai că încă nu l-am auzit pe Sebi. Dar sună mișto până, chiar sună blană. Beat mișto, editul e forță rău de tot și cum se îmbracă e foarte șmecher. Flow-ul e decent, e mișto flow. E așa, mi-aduce aminte de anii 2000, cum zici, cum le dădea chelul așa mai grav, știi, mai vehement, știi, mai impunător. Blană până acum, ce să zic, versurile, na, de trap, blană, te futem, râu, n-am voie să zic asta. Facem dragoste cu iubita ta, cu mama ta, sunt șmecher la volan că nu știu ce, dar nu mă deranjează, asta e cultura trap, asta se întâmplă în trap peste tot. Hai să continuăm. Nu vreau la pușcărie că-mi iubesc prea mult familia, dar dacă ajung pe acolo o să mențin poziția. Păi, dacă nu vrei la închisoare, nu mai faci crime, gen, nu? Sau nu știu care e faza, gen ei chiar fac crime? Eu credeam că e doar de fațada asta, ca să pară șmecher, ca să vândă chestii, nu? Chiar fac crime? Nu știu. Lăsați în comentarii, că eu nu știu, nu mă bag. Lăsați, spuneți-mi în comentarii dacă ei chiar fac fără de legi. Ok. Așteptam replica, nu știu, bă, dar nu s-a mai luat de nevasta sau de iubita mea de câteva versuri și eram gen, te simți bine? Și am văzut că ne bagă în față,
ne bagă în față, în continuu Adidas și lui, care sunt șmecheri, care sunt șmecheri, dar nu știu dacă chiar au sânge, dacă ăla chiar e sânge real, m-ar îngrijora chestia asta foarte tare. Dacă este sânge real, ești un mafiot. Dacă nu, tot ești șmecher, dar nu, continuăm, că deja... Și știu de ce spune asta. Știu de ce spune că, pe lângă faptul că apreciez foarte mult că respectă fetele, se își dă seama foarte mult că Sebi este un cavaler, stă în genunchi el doar când stă ea capră, pentru că e foarte înalt. Eu nu știam că e atât de înalt, că l-am văzut pe TikTok, făcea niște flotări. Omul e imens! Omul e imens! Din video părea că are 1.82-1.83, dar omul e... Wow, e mare rău de tot. Și de-aia am râs la versurile astea, pentru că mi-am dat seama exact la ce se referă. Dar în rest, da, un flow tot așa blană. E ok. Îmi place, n-am ce să zic, nu-mi displace. Am femei de 20, 30, 40 de ani. Uite, aici nu știu ce să zic. 20? Yeah. Sau, stai, poate că are dreptate și vă zic și de ce. Am un argument. Pentru că e înalt. Nu zic că e nașpa, nu zic că nu se îmbracă bine, nu zic că n-are flow, nu zic că nu e șmecher. Dar înălțimea, ascultați-mă, brodărașilor, prietenii mei înalți, dar rău de tot, cum este și el, iau toate fetele. Nu știu, nu înțeleg ce este în mintea fetei când vede un băiat așa înaltă, o matahală, dar efectiv așa se face, știți voi ce? Așa se face, se deschide poarta și iese un val. Asta nu înțeleg care e faza. Dar asta se întâmplă și de-aia nu mai am prieteni mai înalți decât mine, pentru că după aia nu mai am nicio șansă, efectiv, la nicio fată. A, gata, știu cu cine seamănă MGK, cu... Cum îl chemam, mă, pe mafiotul ăsta, mă, că... Pe interlop. Ăla care cântă alo, pronto, sunt contactul. Aoleu, ce rușinos că nu știu, stai. Alo, pronto. Așa, doamne, îmi pare rău. Izbul, OG Izbul. Cu asta seamănă NGK la flow și la voce și cum o dă din unele melodii. Chiar seamănă, trebuie să recunoașteți puțin că seamănă. Nu știam de unde sună așa cunoscut. Sebi, what are you doing, Step Sebi? What are you doing, Step, bro? Mișto. Per total, cum am mai zis, beat mișto, editul incredibil, fashion, sunt îmbrăcați foarte bine, băieții, n-am ce să le zic, versurile de trap sunt foarte șmechere, per total, foarte mișto, foarte ok. Îmi arată și degetul din mijloc la final, mă simt ca acasă, mă simt de parcă chiar... Sunt împlinit acum, mersi foarte mult. Și cam atâta, brodărașilor, să-mi spuneți și voi dacă vă place piesa asta nouă, Avian. Mie îmi place foarte mult să beau Bucovina și Aqua Carpatica, depinde. Cam atâta, și lacrile mele când mai plâng prin cameră. Și cam atâta, brodărașilor, să lăsați un like, să vă abonați. Ah, să lăsăm și comentariu, drăguț. Blan, Big Blană. În numele lui TJ Miles, eu sunt ambasadorul. Comment. Gata, cam asta a fost. Vă pup dulce și aveți grijă de voi, brodărașilor.